Dânsul s-a gândit că astăzi, ziua numelui, să o serveze într-un chip deosebit, zicem noi, oferindu-vă vouă, dragi copii, cei care veți fi creștinii de mâine. Peste 100 de copii din cartierul Aluniș au avut parte astăzi de o surpriză. Andrei Stănișoară, fiul senatorului Mihai Stănișoară, a dorit să-și sărbătorească ziua numelui în mijlocul lor. Acesta le-a oferit dulciuri și alimente chiar în fața bisericii care se construiește aici și care poartă hramul Sfântului Apostol Andrei. Mă bucur că sunt aici alături de dumneavoastră și pentru mine, ca și pentru ceilalți, e o onoare că mă numesc Andrei. După cum știți, Andrei este Sfântul Andrei, este ocrotitorul României, cel din tâi apostol chemat, și vreau ca în această zi, alături de voi și de dumneavoastră, să ne bucurăm împreună, să ne ajute Dumnezeu. Ce mulțumesc? Cui îi mulțumești? Lui Andrei. Pentru ce îi mulțumești lui Andrei? Pentru cadouri. Am primit multe dulciuri și chiar îmi place biserica și mă bucur că sunt aici. Mi l-a adus Sfântul Andrei și mă bucur foarte mult pentru darurile și cred că toată lumea se bucură. Noi mulțumim, eu am înțeles că domnul Andrei Stănișoară este apropiat al bisericii și a vrut să facă un act de binefacere pentru copiii acestui cartier. Andrei Stănișoară a declarat că se simte atașat de acest lăcaș de cult, pentru că este singurul din mehedinți care poartă hramul Sfântului Apostol Andrei. De asemenea, a ținut să precizeze că este nevoie de implicarea tuturor pentru ca lucrările să fie finalizate cât mai curând. Această biserică poartă hramul Sfântului Andrei, este singura din județul Mehedinți și e normal ca să mă simt mai apropiat de ea. Lucrările de construcție ale acestei biserici au început în anul 2008. Din cauza epuizării fondurilor, ele au stagnat de aproximativ 2 săptămâni. Preoții și enoriașii de aici speră să primească ajutor pentru finalizarea lăcașului de cult. Este nevoie urgent de fier, beton și gudron în valoare de aproximativ 25.000 de lei.